Anul acesta, Ministerul Educației Naționale a lansat licitația de manuale școlare pentru clasa 7-a, dar și pentru clasele 1-6, acolo unde fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie au încetat acordurile încheiate. Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale școlare care să fie realizate în conformitate cu noile programe școlare și care să le ofere elevilor instrumente de lucru moderne, adaptate nivelului lor de vârstă. Ca și la licitația organizată de Ministerul Educației Naționale în anul 2017, Litera se numără și de această dată printre editurii cu cele mai multe manuale câștigătoare. Iar acest lucru se datorează atât echipelor de autori formate din profesori cu experiență la catedră, cât și parteneriatelor cu edituri internaționale de prestigiu. Realizat de un colectiv de 4 autori alcătuit din Sorin Doru Noaghi, Dorin Linț, Maranda Linț și Lucian Nicolae Pițu, manualul de matematică de clasa 7-a de la editura Litera a fost declarat câștigător cu punctaj mare la licitația de manuale din 2019. Dar haideți să vedem care sunt punctele forte ale manualului de matematică. Manualul Litera îmbină cu succes 3 funcții importante: de informare, de structură, de organizare și ghidarea învățării. Structura manualului este realizată ținând cont de competențele generale și specifice prevăzute de programa școlară și urmărește acoperirea integrală și echilibrată a tuturor conținuturilor. Manualul conține rezolvări model care ușurează înțelegerea noțiunilor teoretice de către elevi. Prin intermediul rubricilor rezolvăm și observăm, descoperim, înțelegem, exemplificăm, exersăm, ne antrenăm, ne dezvoltăm, elevii vor înțelege mai bine și mai repede informațiile predate. De asemenea, utilizarea metodelor și a tehnicilor activ participative sunt favorizate de rubricile aplicația practică și temă de portofoliu. Astfel, sarcinile de lucru sunt variate, captează atenția și stimulează curiozitatea și interesul elevilor. Manualul conține și o variantă digitală cu un conținut similar celui tipărit, care cuprinde în plus o serie de activități multimedia interactive de învățare, exerciții, jocuri, animații, filme și simulări. Toate aceste argumente, dar și multe altele, fac din manualul de matematică de la editura Litera un instrument valoros pe care vă invităm să-l folosiți împreună cu elevii la clasă.